Salutare! Așa cum am promis, revin cu un nou vlog, tot de la Băile Felix, mai exact cu turul cazării. Am decis să fac și un vlog despre locul unde am fost cazați, pentru că eu am căutat informații despre această cazare și nu am găsit. Așa că, iată, vă ofer eu aceste informații. De fapt, am hotărât să fac câte un vlog de acum înainte cu toate locurile unde mă voi caza, în care o să vă arăt cum e și o să vă zic și părerea mea despre aceste cazări. Bun, să revin la vlogul de azi. După cum ați văzut în imagine, am optat pentru cazare la casa sau pensiunea Veronica. Aceasta se află în intrarea în Băile Felix, dinspre Oradea, dar pentru a ajunge la casa Veronica trebuie să ocolești puțin, pentru că strada principală, strada Primăverii, este cu sens unic. Trebuie să vii din cealaltă parte ca să ajungi aici, dinspre Beiuș. Imagini cu accesul până la casa Veronica puteți găsi în vlogul precedent, în prima parte a vizitei noastre aici. Vă las un link în descriere și cu vlogul precedent și cu site-ul casei Veronica. Am ales această cazare pentru că este foarte aproape de strandul Apollo, unde noi am vrut să ne și bălăcim. Este vis-a-vis. Vloguri cu atmosfera de pe strand într-o zi de weekend, cu stațiunea Băile Felix, cu lacurile termale cu nuferi și cu lotuși, așa cum sunt ele în aprilie, vor veni în următoarele zile. Pentru a nu le rata, vă recomand să vă abonați la acest canal. Așa mă puteți ajuta și pe mine să-mi ating țelul aici pe YouTube, adică să am 1000 de abonați. Dacă decideți să o faceți, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos! Oricum, găsiți link-uri cu aceste vloguri și în descriere. Să revin la casa Veronica. Am fost cazați în corpul din spate al pensiunii, într-o cameră la mansardă, pentru care am plătit pentru două nopți 325 de lei. Preț super bun, ieftin. Pentru celelalte camere, mai spațioase, sau pentru cele din corpul din față, cu balcon, prețul este mai mare. Eu când am făcut rezervarea, nu am mai avut de unde alege. Dar a fost bine și aici, în camera 11. Atât patul cât și pernele au fost confortabile, am avut căldură suficientă, curățenie în cameră, liniște în prima noapte, după care, sâmbătă, s-au cazat niște oameni, dacă le pot spune așa, cu comportament de animal scăpat de sub control. Au lăsat copiii să se desfășoare pe casa scării ca și când erau în propria curte, iar adulții au vorbit și râs cu sonorul dat la maxim. Este posibil că și pereții să fie cam subțiri de a mă auzit așa de bine peste sonorul de la televizor. Oricum așa nu se face. După ce le-am bătut la ușă și nu mi-au deschis, s-au mai liniștit și într-un final s-a făcut liniște. Și am adormit și noi. Oricum, mie mi-a plăcut cazarea. Mai puțin vremea. Când ne hotărâm să mai vizităm Băile Felix, sigur vom reveni aici.